Castelul Peleș din Sinaia a găzduit o ceremonie regală emoționantă. Principesa Margareta a decorat în numele regelui Mihai mai multe personalități din viața publică. Sofia Vicoveanca, Maria Ciobanu, Draga Olteanu Matei și Tamara Buciuceanu Botez s-au numărat printre cei care au primit distinția casei regale. Evenimentul a fost organizat cu ocazia aniversării a 93 de ani de către majestatea sa, regele Mihai I. Ordinul Coroana României în grad de cavaler doamnei Maria Ciobanu, pentru că de-a lungul întregii sale cariere și-a pus talentul, energia și dăruirea în slujba marelui public. Maria Ciobanu a primit cu bucurie și multă emoție decorația, un semn de apreciere a muncii de viață alături de Sofia Vicoveanca. Draga Olteanu Matei și Tamara Buciuceanu Botez au fost răsplătite pentru cariera lor cu Coroana României în grad de ofițer. Pentru mine înseamnă o emoție uriașă, o onoare extraordinară. Trebuie să vă spun că nu m-am așteptat să primesc această uriașă distinție. Sunt foarte fericită. Mai ales că pentru mine familia regală înseamnă tot ce poate încununa România mai bine și mai util. O onoare și o mare fericire și bucurie. Cu ce rol ați asemui sentimentul de astăzi? Cu ce personaj? Cu ce rol? Cu toate în cele 64 de ani de teatru. E spus de fericită. Și sunt copleșită de emoții. Că nu știu ce să mai spun, sunt atât de bucuroasă. Mulțumim din tot sufletul pentru tot. Ionuț Dolănescu a fost și el prezent la eveniment. A vrut să fie alături de mama lui și a privit cu lacrimi în ochi momentul. Mă bucur nespus pentru mama mea, o adevărată doamnă a muzicii populare românești. Și sigur că am fost emoționat că la această vârstă frumoasă de 77 de ani a primit o distinție atât de importantă din partea majestății sale, regele Mihai. Ceremonia a fost urmată de o recepție în sala de muzică a castelului Peleș. Totul a fost pus la punct în detaliu. Am pregătit supă cremă de praz cu cartofi, avem pui picant cu ardei gras, rasol de fasole verde și un piure de sfeclă roșie. Și la desert avem tartă de dovleac. Dineul a fost organizat în cinstea regelui Mihai, a cărei zi de naștere va fi sărbătorită mâine. Suntem fericiți, norocoși și privilegiați astăzi să stăm în jurul mesei regelui Carol I în sufrageria de stat pentru a sărbători cea de-a 93-a aniversare a majestății sale, regelui Mihai. Pentru regele Mihai. La mulți ani.